Bine te-am regăsit, Ruxi! Bună, Ilinca! Acum știi cum e, dacă nu o să mă pot concentra foarte tare, e normal. Ideea este că mi-am adus aminte, aceeași întrebare s-a mai pus odată la o ținută pe care ai purtat-o tu. Ce? Are! Da, dacă are. Am kiloți? Am văzut și eu. A, bineînțeles! Are. Da, am, logic! De-am tras mai sus, da! Ai kilos nude, culoarea pielii și nu se văd foarte bine. Da, deci se poate, ia uite. Păi cum era să flutur pe aici? Da, n-ai de unde să nici wizard sleeve. Nu puteai să fii așa, doamne iartă. Rău, nu e bine. Dar care e povestea ta? Du-mă acolo, explică-mi. Am avut o revelație de ce nu merge bine sentimental în acest platou. Și mă sună mami să-mi zică: nu vrei să-ți alegi la gale personaje mai feminine? Și zic: mami, nu înțelege arta. Ok. Și după aia mi-a mai scris cineva pe net că, Ruxi, cum aș putea să fiu mai feminină? Și mi-am dat seama că nu știu să-i zic. Și după aia revelația maximă mi-a dat-o Tibi când a zis că am o față agresivă. Și zic: wow, e speriat Victor de mine. Clar. Da, și atunci am zis că vreau seara că Victor poți fi dulce. Uite, mă îndulcesc pentru tine, Victor. Bună. Dor. Da, a vrut să ne arate că poate să fie dulce. Sunt sigur că este cu aromă de lămâie. Sunt sigur. Nu? Vrei să gustăm împreună? Da. Că nu, că dacă spuneai că nu-mi dau seama ce gust are, ne puneam probleme. Dacă n-ai gust, haolo. Nu. Da, e lămâie, da. A vrut să fie dulce, dar și-a pus negru pe buze. Nu e negru. Da, e așa se vede de aici. E burgundi. Burgundi. Da. Burgundi. E păi burgundi. Tocmai că eu tot asta rămân, doar că eu sunt dulce, Victor, și mă îndulcesc și mai tare pentru tine, da. Uite. Adică pe dăuntru sunt foarte dulce. Sunt curioasă ce note îi dă Victor. Da. La această poveste. Nu păi mă topesc. Nu el dă note, voi dați note. Nu mă topesc după povestea ta, dar după ce se topește acadeaua, mai stăm de vorbă. Ah, deci vrei să o link până la capăt. Da, păi da, normal. Ok. Oh, mă iertați că intervin. Plus. Asta mă simt puțin, dar n-am ce face, nu pot ca să plec. O să vă rog pe voi să mă salvați, să-mi ziceți de ținută, de poveste, cine-mi zice. Raluca. Da, mie mi-a plăcut povestea, pentru că mie îmi place tot timpul când te joci așa cu Victor. Pentru că îl văd așa foarte timid și liniștit pe Victor și parcă îl mai aduce așa la viață cu câte o replică de-a ta. Și serios. Aolo! N-am înțeles de unde a tras eu concluzia asta, dar mă rog. Pentru că ești așa foarte liniștit și foarte... Da, pentru că așa sunt bărbații la o anumită vârstă și cu ceva în cap și cu o coloană vertebrală. Oh, vai! Ai mai aflat ceva, Rux? Uite, vezi că de fapt asta voiam, să mai afli câteva lucruri despre Victor. Îmi place foarte mult ținuta, o ținută foarte sexy, și accesoriul de pe cap, împreună cu claciu și sandalele. Da, îmi place foarte mult. Și povestea mi-a plăcut enorm. Nu ai 5, ai 10. Raluca vrea să o țină numai pe 10. Văd. Da. Dar totuși, trebuie să dăm o notă între 1 și 5. Deci are 5, să înțeleg. Da, 5, da. Bravo. Bun. Viviana? Este superb accesorul de pe cap. Claciul este extraordinar, sandalele îmi plac la nebunie. Îmi place foarte mult și materialul din care ai făcut sau din care este făcută salopeta, rochia salopeta, da. Dacă e așa. Iar ce să zic despre poveste? Din partea mea e 5, pentru că este prima zi și vă spun așa un secret, voi da 5 tuturor dacă mă întrebați la poveste astăzi, dar de mâine... Ia. Dai militaria jos din tot. Bine, mulțumesc tare mult fetelor. Jurații te așteaptă, sunt pregătiți. Hai în fața lor, Rux. Inutil să spun că stă bine salopeta asta cu așa sandalele cu cristale. Prinde și tu o poziție, mai poziție, să vedem un crac, o sandală, o așa, un cristal, că ai dat banii pe sandalele, că sunt frumoase. Foarte mișto, ai dus tot într-un alien, într-un avatar care îmi place la nebunie. Da. Un avatar de cristale. Bravo. Da, punctul forte al ținutei, la nivel de styling, la asta mă refer,
este fix acesta, că tu, deși ai propus o ținută foarte sexy, cu niște decupaje foarte îndrăznețe, machiajul, accesoriul de pe cap și, în general, tot look-ul așa, tot vibe-ul, are ceva, într-adevăr, mai alien. Eu nu mă omor după o singură chestie. Eu am materialul din care e făcută salopeta și preferat un alt material. Pur și simplu, nu-mi place, dar e o chestie, hai să zicem, subiectivă. Și la spate n-aș fi făcut o salopetă. Eu o lăsam rochie, am un alt fix. Rochie cu... Știi tu rochia vieții noastre? Aia. Altfel, claciul este superb, într-adevăr, și îmi place cum ai integrat cel de pe cap. Bravo, dragă! Mulțumesc! Mie îmi place foarte mult propunerea de material, îmi place că aici colo, atunci când te miști, schimbă contrastul, arată foarte bine. Ce e, o catifea, nu? Și da, ea... e pictată, da, e pictată, se simte vopseaua, da? Pe ea când pun mâna, da. Da, nu m-am prins de chestia asta. Îmi place că te joci cu zona asta și nu duci personajele în zona comercială, deși uneori, exact așa cum și mama ta spune, hai mai vino și în zona feminină, oricât te-ai străduit, tu nu o să poți duce niciodată un personaj în zona strict feminină. Pentru că ai această structură... Că ești bărbat! Edgy! Nu, pentru că ai această structură edgy... Băi, bine, am glumit, și... dar să mă apțin, că mi-am zis. Nu, dar să explicăm, să nu rămână încă o dată, trebuie spus că aceste structuri sunt inspiraționale pentru mulți dintre noi artiștii. De aici plecăm noi. E o anumită agresivitate artistică, la asta m-am referit. Aș fi lăsat, să știi, tot accesoriul de pe cap un pic mai în față, ori atunci ești obligată să mergi cu bărbia mai jos, ca astfel să se vadă calota. Da, așa ceva. Pentru că altfel ești obligată să mergi cu bărbia mai în jos ca să se vadă calota, exact să se vadă expunerea de luciu, da? Bineînțeles, bravo, ai stil. Mulțumesc! Alien versus Predator, cum ar veni? Da, eu sunt Predator. Mult îmi place. Stai că am avut o viziune. Ah. Și trebuie să o spun. Zi-o, pisico. Eu, dacă mi-aș face eu styling-ul ăsta să plec eu, aș păstra varianta aceasta de dar neagră din chiul... transparentă complet. Așa. Mi-aș tapeta aici cu cristale. Da. Și mi-aș face fetiță un, știi, ochelare aia care să poartă mai SS așa, pe un singur ochi, o singură lentilă. Mamă, da. Știi ce zic? Da, în cristale. Da. Și așa aș pleca fetița. Felicitări, Rux. Nu aș prinde nimic dacă m-aș îmbrăca așa. Cu ochiul acoperit și așa, toți ar fugi. Da. Ba da. Șmecherii rămân. Da, unde șmecherii? Fraierii fug fetiță, la Sankt Petersburg. Vorbește cu telespectatorii, Ruxi. Bună, ce faceți? V-am mai spus, nu uitați, alegeți mereu să fiți voi fericiți. Nu să-i faceți fericiți pe alții. Votați 8 la 1206. Hei! Mulțumesc! Este o fizionomie non-commercial, adică nu este acea fizionomie care place oricui, ci place doar artiștilor. Okay. Da? Noi știm să distingem foarte clar într-o fizionomie superbă, pe care o place toată lumea și iubesc 100% din oameni, și fizionomiile care nu fac altceva decât să dea un plus valoare acțiunilor artistice, celor pe care noi le direcționăm. Le regizăm, în cazul meu ca fotograf creativ mind, în cazul lui Maurice ca stilist, și noi creăm personaje în poveștile noastre de fashion, și atunci ai nevoie fie de aceste personaje commercial, dar cel mai des în editorială de modă folosim aceste tipologii edgy, care sunt mai strane și care pe gustul meu sunt primare.